Sinodul General al Bisericii Angliei a decis să continue cu celebrarea așa-numitelor slujbe de probă pentru a binecuvânta uniunile între persoanele de același sex. Cu o majoritate restrânsă, moțiunea a fost trimisă Camerei Episcopilor, care este de așteptat să adopte documentul intitulat Rugăciuni de dragoste și credință și să introducă liturghia pe care unele biserici o vor folosi pentru a binecuvânta uniunile homosexuale. În ultimii ani, dezbaterea dintre grupurile evanghelice conservatoare și grupurile liberale progresiste s-a concentrat asupra însemnătății acestor schimbări în ceea ce privește doctrina și rolul Bibliei în Biserica Anglicană. Peste 100 de studenți care se pregătesc pentru hirotonisire au avertizat în octombrie într-o scrisoare despre o fractură în cazul în care Biserica Angliei va continua cu planurile de a binecuvânta parteneriatele gay. Potrivit Christian Today, în dezbaterea dinaintea votului de la Sinod, pastorul Vaughan Roberts a declarat, cităm, dacă această moțiune este adoptată, va exista o ruptură a unității Bisericii Angliei la cel mai profund nivel în fiecare parohie, protopopiat și eparhie. Consiliul Evanghelic al Bisericii Angliei a criticat adoptarea moțiunii, deoarece, cităm, aparent Biserica Angliei nu mai vede Scriptura ca fiind autoritatea supremă. Armata israeliană informează că nordul Israelului continuă să fie atacat de Hezbollah, dar fără o escaladare semnificativă. IDF a raportat că 10 obuze de mortier au fost lansate duminică dinspre Liban către zona Shlomi, căzând în zone deschise. IDF a lovit cu focuri de artilerie locul din care au fost efectuat atacul, iar avioanele de luptă ale forțelor aeriene au lovit infrastructura organizației teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez. În fâșia Gaza, soldații israelieni au descoperit în ultimile 24 de ore 35 de guri de intrare în tunel și au confiscat o cantitate semnificativă de arme în nordul Gazei, după cum au anunțat duminică forțele de apărare israeliene. Puțurile și tunelurile au fost descoperite în timpul raidurilor asupra locuințelor oficialilor Hamas din cartierele de lux Rimal și Sheikh Ejalin din Gaza. Un număr neprecizat de teroriști Hamas au fost uciși în lupte. Cel puțin 64 de soldați israelieni au fost uciși în luptă în Gaza, la granița cu Liban și în Iudeea și Samaria de la începutul operațiunii terestre din Gaza pe 27 octombrie. 380 de soldați israelieni au murit de la începutul războiului pe 7 octombrie. Puțin mai mult de 3 palestinieni din 4 au o imagine pozitivă asupra Hamas în urma atacurilor sale teroriste din 7 octombrie în Israel, potrivit unui sondaj palestinian realizat de firma de cercetare denumită Lumea Arabă pentru Cercetare și Dezvoltare, cu sediul la Ramallah, în cadrul căruia au fost chestionați 668 de adulți palestinieni din sudul fâșiei Gaza, Iudeea și Samaria între 31 octombrie și 7 noiembrie. Sondajul palestinian, primul de acest gen de la atacurile din 7 octombrie, a constatat faptul că 59,3% dintre palestinienii chestionați susțin fără echivoc atacurile și 15,7% susțin oarecum atacul Hamas. Doar 12,7% și-au exprimat dezaprobarea, 10,9% spunând că nici nu susțin și nici nu se opun atacului. Aproape toți, 98% dintre respondenți, au spus că atacul Hamas i-a făcut să se simtă, cităm, mai mândri de identitatea lor de palestinieni, cu un procent egal spunând că, cităm, nu vor uita și nu vor ierta niciodată statul evreu pentru operațiunea sa militară în desfășurare împotriva Hamas. 3/4 au spus că se așteaptă ca războiul Israel-Hamas să se încheie cu o victorie palestiniană. La doar 40 de zile după masacrul brutal al Hamas pe 7 octombrie, administrația Biden a extins o exonerare de sancțiuni care va permite Iranului să acceseze 10 miliarde de dolari din fonduri înghețate. Banii sunt legați de achiziția de energie electrică de către Irakul vecin al regimului islamic iranian. Exonerarea de la Casa Albă oferă Iranului acces limitat la veniturile din electricitate pentru a cumpăra bunuri umanitare, dar criticii spun că banii vor oferi Iranului posibilitatea de a continua înarmarea grupărilor paramilitare din Orientul Mijlociu. Oficialii americani au spus că Blinken a semnat derogarea deoarece administrația nu vrea ca Irakul să fie tăiat de la o sursă vitală de energie. Acțiunea este similară cu cea semnată de Blinken la începutul anului, prin care s-au eliberat 6 miliarde de dolari din Coreea de Sud, în schimbul eliberării americanilor ținuți prizonieri de Teheran. Criticii politicii iraniene ai administrației Biden subliniază că derogările pot permite Iranului să elibereze venituri interne pe care altfel le-ar fi cheltuit pe bunuri umanitare pentru a-și finanța reprezentanții teroriști precum Hamas, Hezbollah din Liban și Houthi din Yemen.